Un an greu, complicat, dar plin. Plin pentru că municipiul Chișinău anul acesta a cules roadele reformelor făcute în 2008 și 2009 și de asemenea a lansat proiecte noi, proiecte de dezvoltare a municipiului Chișinău. Și putem vedea cu adevărat rezultate importante, unele dintre ele le-am putea considera chiar fiind istorice. Pentru că pentru prima dată municipiul Chișinău are o situație când veniturile și investițiile depășesc cheltuielile și pierderile. Ori anterior, întotdeauna era invers. Cheltuielile și pierderile erau mai mari decât veniturile și investițiile, ceea ce înseamnă că municipiul Chișinău trăia pe datorie. Un asemenea rezultat nu a fost atins niciodată, nici de municipiul Chișinău, nici de întreaga Republică în ultimii 20 de ani. Este un rezultat în premieră atins de municipalitate. Sau un alt rezultat, faptul că sezonul de încălzire a fost început fără datorii și respectiv ale termocomului față de CETU și de Moldova Gaz, ceea ce nu a permis nimănui să șantajeze orașul, cum s-a întâmplat anii precedenți. Sau rezultate precum cel legat de stația de epurare după 42 de ani, sau primăria din Cruzești, care a fost construită după 351 de ani, sau locuri de joacă pentru copii instalate după 25 de ani, utilaj medical procurat după 20 de ani, străzi reparate după 30, respectiv 40, 45 de ani, etc. Dar cu ce vă mândriți cel mai mult că ați făcut în acest an? Poate nu ca primar, dar de-așa. Personal, dacă lăsăm la o parte faptul că sunt primar, faptul că, mă rog, desfășor mai multe activități, cel mai mult mă bucură faptul că totuși, pas cu pas, dar scăpăm de comunism în Republica Moldova. Vă spun absolut sincer, cel mai tare m-a deranjat și mă deranjează că noi suntem încă în situația în care mai avem activ Partidul Comunist, mai avem activ active simbolurile acestuia, Secera și Ciocanu, ceea ce reprezintă pentru noi o rușine și o pată. Unde credeți că ați greșit în acesta? Ce regrete? Numai puțin, ce vreau să adaug. Da. De ce spun că anume asta mă bucură cel mai mult? Pentru că noi suntem într-o situație în care poate nici nu ne dăm seama. Fascismul și comunismul reprezintă, de fapt, același lucru. Și atâta timp cât noi mai avem comunism, considerăm că suntem complice, de fapt, a crimelor pe care aceștia le-au comis. Și dacă noi nu ne dăm seama cât de gravă este situația, atunci nu știu unde ne este mintea. Și bucuria mea este că, totuși, treptat, dacă ne uităm la ce a fost în anul 2001, 2003, 2005, acum e o altă situație. Cu toate complicațiile, dar este altceva. Mă bucură că totuși acești 7 ani nu au trecut zadarnic. În același timp regret faptul că, iată, 7 ani au trecut, dar problema încă nu s-a rezolvat în totalitate și mă doare că nu am fost nici eu și nici o parte nici colegii din partid și nici din celelalte partide democratice înțeleși în ceea ce privește, aș spune, chiar datoria noastră de oameni și de creștini să scăpăm de comunism, să înlăturăm comunismul din viața noastră. Aici vor fi prioritățile lui Dorin Chirtac în 2019? Prioritățile în ceea ce privește anume aceste aspecte care pentru mine sunt sfinte, acelea despre care s-a discutat mai intens în ultimul an și jumătate, rămân oricum la mine în suflet. Nimeni nu le va scoate niciodată și niciodată nu voi renunța la acestea. Aceasta ține de mine personal, de cel care sunt eu, așa cum m-au educat părinții și cum am considerat să procedez după ce am văzut ce au făcut, în special, rudele mele apropiate, domnul Gheorghe Ghimpu, domnul Mihai Ghimpu, Simeon Ghimpu, dar și, de fapt, toți fruntașii Mișcării pentru Eliberare Națională a Frontului Popular de până la Iurie Roșca. În 2011... Iar ca primar, ca și, să spunem așa, oficial din Republica Moldova, pentru mine este prioritar ca proiectele începute să fie duse până la capăt. Mă refer aici, deja stația de epurare este rezolvat, mă refer la Valea Morilor, mă refer la troleibuse, mă refer la prima casă, mă refer la programul de drumuri care l-am început, programul de apeducte și canalizare, continuarea programului de transport,
După aceea, cu amenajarea curților de blocuri, parcări, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, de fitness, toate ce țin de dezvoltarea municipalității. Acestea sunt principalele priorități ale mele pentru următoarele luni.